Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine m am regăsit știrile zilei și analiza zilei. Ați văzut, ca să continuăm subiectul cu directorul schimbat de la Apele Române de la Târgu Mureș, de Gheau de la Mureș. Noul director, cel pus de PNL, a fost schimbat în dimineața asta, dar Apele Române, alea de la București, conduse de un Târgu Mureșan, nu zic nimic despre câteva detalii destul de interesante. Inginerul schimbat, inginerul care a fost director de specialitate, mai face naveta la Baia Mare? Adică mai este pedepsit? Unul la mână. Doi la mână. Din comunicat nu reiese că ar fi pus de partid. Și comunicatul e așa ca și cum lumea ar fi aflat din întâmplare, fără amănuntelerea, bă, trebuie să te schimbăm, Ești cel mai bun prieten al meu, îți rămâne salariu. asta este, vin eu și o câștiga partidul. Și ca și când ă, democrația la noi ar funcționa. Uite, asta niște chestiuni la care trebuie să se răspundă. Bun. Pe de altă parte, fostul director, ăsta pentru două zile sau trei zile sau cât o fost, ăsta pus de PNL, este consilier județean. Nu contează că nu are habar de legi și au fost vânzători de alcool sau de cafea de la un leu, la automat. Probabil va ajunge vicepreședinte la Consiliul Județean Mureș, că așa merg treburile când îi apucă pe ăștia de la putere, indiferent care stânga, dreapta, să-și pună tot felul de oameni. Bun, mergem mai departe. Vorbeam de democrație. Încet, încet România se transformă din democrație în plutocrație. Plutocrație adică cei bogați care stabilesc totul. Cei bogați nu neapărat că vin din familii aristocrate, cum era nu știu când. Nu, ei sunt îmbogățiții. Nu cei bogați, am greșit eu, cei îmbogățiți. Și cum se îmbogățesc? Sunt puțini cei care au afaceri, care stau, care inovează, care dau salarii, care se zbat pentru afacerea lor. Nu, și de obicei nu se bagă în politică. Cei mai mulți se bagă în politică și se îmbogățesc. Cum se îmbogățesc? Se îmbogățesc pe sistemul chinezesc. Domne, ajung în politică și partidul mă bagă în afaceri cu statul. Sau îmi dă salariu foarte mare. Statul. Să știi că și în China există pluripartidism. Sunt vreo opt partide în China. Toate sunt comuniste. La noi, cu rare excepții, toate sunt comuniste. Pur și simplu au în ele ADN-ul ăla comunist care le spune că bă, băiatul ai ajuns la ciolan. Acum e momentul. 4 ani, 5 ani, 8 ani, cât poți. Bagă. Bagă pentru că după aia statul te va vedea un tip puternic și se va preface că are nevoie de tine. Și tu te vei preface că ești foarte competent în trebile statului. Și uite aici ce au făcut astăzi. Au votat noi privilegii pentru cei aflați la conducerea Consiliului Concurenței. Noi privilegii. Adică, până acum aveau indemnizație de ședință între. stai să și spun exact, să iau laptopul între 10.846 de lei net, adică aproape 110 milioane de lei vechi, până la 18.166 de lei net pe lună. Adică, peste 180 de milioane de lei vechi. Aceste indemnizații se vor dubla, zice și arată deputatul SR Cristina Prună. Se vor dubla indemnizațiile. Mă băieți, salariile acolo oricum sunt mari. E bine că sunt salarii mari în România. Doar că ele nu sunt din economia reală și din pixul parlamentarilor. În afară de USR, toți au votat să fie, în afară de USR și și uh, PMP. PSD, PNL, Pro-România, UDMR și minoritățile naționale din Comisia pentru Industrie au votat la Unison amendamentele la, un, o, la o ordonanță de urgență care creștea și el cu 50% indemnizația, dar 50% n-a fost suficient și au zis băieți, dublăm! dublăm, pentru că oamenii ăștia nu pot trăi cu 180 de milioane pe lună, de a vechi. Cum să trăiască Dita mai șeful cu 180 de milioane, cu 4000 de euro? Adică ne bate în joc de el. Și au dublat. Chestiunile astea ar trebui să ne pună pe gânduri. Știi de ce să ne pună pe gânduri? Nu pentru că s-au dublat. Sunt niște bănuți pe care bugetul îi suportă sau nu îi suportă. Ci pentru că pur și simplu toate lucrurile astea îți înăspresc poziția față de țara în care trăiești. Pur și simplu simți că te sufoci. Bă, dar când vă opriți? Când totuși va exista un echilibru între economia reală, a care produce cuie, șuruburi, mașini, mașini de cusut, ce ori mai produce, da? Mâncare, zacuscă, orice. Echilibru între industria asta reală, între economia reală și economia... Cum se Nu e economie. Și între hârtiile statului. Pentru că statul vine și spune nu știu cât am bugetul, dar le măresc salariul la ea. Bă, dar de ce nu faci niște politici prin care economia reală să o ducă mai bine, să câștigi impozite mai mari, să ai pur și simplu, nu picioare de lut, ci foarte bine să fii înfipt în tot ce înseamnă politică globală. Pentru că politica economică este deja globală. Mai țineți minte când se făceau în România televizoare color? La revedere! Le luăm pe toate din China și nu numai noi. Ciorapi, mai este la Sebeș fabrica aia, sper să mai meargă, da? Și în rest, din China. Usturoiul aduce din China, cartofii din Chile, cucuruzul din mai știu eu pe unde, porcii din Polonia și Ungaria. Adică noi pur și simplu nu avem sentimentul că gestionăm o țară. Și când zic noi, mă refer doar la oamenii politici și nu la noi, oamenii simpli. Nu sunt stare să gestioneze. De ce? Pentru că au venit din sărăcie. Dar nu-i sărăcia aia constructivă. Sunt oameni care au mers din sărăcie și au ajuns extraordinari. Au inovat, au, au devenit bogați. Nu. Ăștia au venit din sărăcia aia care te frustrează. Din golăneala aia de desculț. Și s-au văzut dintr-o dată în parlament. Și au început prima dată să se mire. Bă, eu din ultima bancă, eu care scuipam după profesor, eu care nu știu nici măcar sensul cuvântului finalitate, nu știu bine limba română, ia uite că am ajuns aici. Bă, bă, și pot să fac tot ce vreau? Da. Cum? Ei pixul și scrie. Și orice salariu, orice salariu. Și rudirii și rudili. Amantili, amantili. Asta se întâmplă în această țară. Se întâmplă o tranziție de la democrație către plutocrație și golul ăsta între democrație și plutocrație este, este uh, umplut de anocrație. Anocrația cei îi spoiala de democrație. Adică, tehnic avem democrație. Domnule, ai instituții democratice, ai mecanisme democratice, ai instrumente uh, democratice, vezi uh, votul, dar, practic, toate astea sunt însușite, privatizate nume propriu, de X, Y, Z, probabil nu mai mulți de uh, 200 de oameni în țara asta care decid. Nu neapărat că sunt 500 de parlamentari. Nu. Ei decid prin faptul că gestionează voința acelor parlamentari. Vă mai aduceți aminte când se vota în Parlament așa, adică respins, sau așa, adică votați pentru. Păi, și noi ne gândeam atunci, bă, dacă un singur om face așa și așa și ăla îți votează, cum zice ăla, de ce nu avem un parlament cu cinci membri, tată? Să vină fiecare șef de partid și, bă, dacă tot face așa și te ascultă, tot sorbește. Măcar nu mai avem traseism. Bă, atunci stați acolo și behăiți împreună. Înțelegeți? Și asta se petrece în plină pandemie. În plină pandemie care presupune nu doar morți, nu doar bolnavi, nu doar sistem sanitar făcut praf și pulbere, presupune și o semi-închidere a țării și a noastră. Semi-închiderea asta ne place sau nu ne place cuvântul potrivit sau nu-i potrivit cuvântul, există și nu există numai la noi. Nu suntem noi ăia cu șapte capete. Nu. Există niște analize cum va evolua epidemia de COVID în România cu și fără lockdown. Proiecția Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor arată că fără restricții dure, creșterea nu se va opri. Știți ce înseamnă chestiunea asta? Că suntem într-un război cu noi înșine. Cu propriile noastre spaime, cu propriile noastre aspirații către conspirații, cu propriile noastre nesimțiri și cu propriile noastre griji. Atâta vreme cât ai văzut, se făceau procese și noroc că l-au pierdut ăsta din Constanța, din Tomis, cum îl cheamă pe ăsta? Mache. Ăla, se, de tuna la securitate. O pierdut dreptul de a face pelerinajul din Constanța de Sfântul Andrei. Pentru că a zis uh, instanța, domnule, doar pentru localnici. nu poți să vii să-mi faci încă un focar și încă un focar și tu vezi în fiecare zi la 1, 1 și jumătate că din ce în ce mai mult la ATI. Și degeaba cumperi patul la ATI. Pentru că nu poți cumpăra medicul de la ATI, asistenta de la ATI. Tu nu ai infrastructură. 30 de ani ți-ai bătut joc de medici, ți-ai bătut joc de asistente, ți-ai bătut joc de profesori, ți-ai bătut joc de educație, ți-ai bătut joc de tot, de sistemul sanitar și acum a venit boala peste tine. Și dintr-o dată zici, ce fac? Și în loc să să faci o, nu știu, să dai încredere, vii și votezi, bani peste bani, peste bani, peste bani. Mi se pare senzațional de, de spurcat. Ăsta este senzaționalismul României. Că are o clasă politică, una care nu aparține în niciun caz României. Ei aparțin își aparțin lor, aparțin familiilor lor, amantelor lor, conturilor din bancă, oameni foarte proști. Sunt proși, proști, proști, de cu care, dacă te-ai întâlni la un revelion sau la un Crăciun, bă, ai avea ce povesti cu ei, majoritatea. Sunt îngânfați, sunt frustrați, degeaba le explici, bă, uite, ar trebui să fie așa, pentru că așa este normal. Pentru ei nu mai există uh, o semantică onestă, a normalului. Pentru ei normal este, bă, dar dacă pot, eu fac. Cum adică să nu dăm bani la Consiliul Concurenței? Da, într-adevăr, salariul acolo minim undeva la 10.000 și ceva de lei. 100 și ceva de milioane, aproape 11 milioane. 111 11 milioane, da? Dar mă, hai să le dublăm. Și zici, bă, dar nu-i mai vorba de bani. Că banii, da, ei din împrumuturi, așa cum știți voi, dar E vorba de ce fel de, de încredere dai ălorlalți din preajma ta. Cum adică, în plină pandemie, noi, noi ne, ne, ne strofocăm că n-au venit nu știu ce măști, că uh, am luat iară 12 milioane de, de euro împrumut ca să luăm vaccinuri. Uh, în fiecare săptămână se să iau bani, 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 bani împrumut. Și tu, totuși, parlamentarul român, vii și spui. Domnule, să dublăm indemnizațiile celor de la Consiliul Concurenței. Asta mi se pare îngrozitor. Și mi se pare îngrozitor pentru că e vorba de, nu de insolență, nu de neamprostie. cu asta ne-am obișnuit, ci e vorba de o, de o râcă râncedă pe care au ăștia care s-au ajuns acolo prin Parlament, mulți dintre ei, cu excepțiile onorabile, împotriva noastră. Exact cum avea Elena Ceaușescu, știi, când trecea cu... Cu, Nic cu Nicolae Ceaușescu și vedea oameni la coadă. Și Elena Ceaușescu îi numea Viermi. Nici o clipă nu s-a gândit să să întrebe bă, dar oare de ce stau ăștia la coadă? Suferă? Sunt mărfuri de lux? E vorba de supraviețuire? Niciodată nu s-a gândit. Exact așa fac ăștia. Pentru ei noi suntem niște viermi. Adică, ce mă comentați la ochelaristul la chel cu cărțoile alea în spate, comentează că am dat eu dublu la Consiliul Concurenței. De ce vrei, bă, dacă vrei să moară de foame cu 180 de milioane de lei pe lună? Sunt în stare să-mi spună și mie așa. Și reacția noastră este, și -a mea, pun pariu, în primele secunde te blochez. Nu poți vorbi cu un prost plenar. Poți vorbi cu un prost parțial. Și fiecare dintre noi avem momentele în care suntem foarte deștepți și momentele în care suntem foarte proști. Ăștia sunt proștii plenari, sunt proștii uh, constanți. Sunt, uh, uh, sunt definiția prostiei și a succesului prin prostie. Dar și prin prostia lor, și și prin prostia noastră. Trebuie să recunoaștem asta. Să aveți totuși o zi bună. Să vă feriți și să avem cu toții sănătate. Doamne ajută.